Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Ioana Maria Moldovan. Bun găsit la Focus. Iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. Mai multe județe din Moldova se află sub cod roșu de vreme rea, iar la Iași școlile sunt închise din cauza ninsorii și a viscolului. O profesoară de 26 de ani de la Colegiul Ion Creangă din capitală a fost înjunghiată de un elev de clasa 10. Copilul s-a enervat după ce dascălul i-a anunțat că vor da un test. Și șoc în lumea sportului, un cunoscut antrenor de basket pentru juniori a murit în timpul unui meci. Ambulanța care a venit să-i acorde primul ajutor nu avea medic. Iarna pune stăpânire pe mai multe județe din Moldova. E cod roșu de viscol puternic în Iași și Botoșani. Se așteaptă ca rafalele de vânt să ajungă și la 85 de km pe oră, iar zăpada să cadă din abundență. La Iași e situația cea mai gravă. Autoritățile au decis ca mâine să pună lacătul pe școli din cauza zăpezii. Din seara aceasta și până mâine dimineața la ora 4, pe drumurile din cele două județe, nicio mașină nu mai are voie să circule. Autoritățile au luat decizia din cauza fenomenelor meteo extreme. Specialiștii anunță că vizibilitatea va fi extrem de redusă, iar zăpada viscolită va face aproape imposibilă circulația. Frigul a bătut peste țară, a făcut și prima victimă. O femeie din Galați a fost găsită moartă pe stradă din cauza hipotermiei. Specialiștii au prelungit și codul portocaliu de vreme rea până vineri. Femeia din comuna gălățeană Barcea a fost găsită de vecini fără suflare pe stradă. Din cauza frigului, bătrâna a intrat în șoc hipotermic. Chemați de local, nici medicii au preluat-o de urgență pe femeie cu ambulanță. A fost găsită o femeie în vârstă de 77 de ani, inconștientă, undeva pe trotuar în fața unei case. În stop cardiorespirator, fără puls, hipotermică, imediat s-au început manevrele de resuscitare și având în vedere hipotermia prezentă, s-au continuat manevrele și pe timpul transportului. Femeia a murit însă în ambulanță în drum spre spital. Vremea rea a făcut prăpăd și în județul Iași. Zeci de șoferi au rămas blocați în nămeți. Disperat, șoferii îndepărtează zăpada cu lopețile, iar stratul depășește 20 de centimetri. De ore bune nu a venit nicio mașină să dezapizească zona. De la 5:30 ne chinuim aici, am rămas 4 mașini blocate, n-a dat nimeni cu nimic. Asta e. Cât de mare e zăpada în spate? Nu știu, 1,5 metri, cred. De cât timp încercați să ieșiți? Avem în jur de o oră. Și nu se poate, nu? Nu prea se poate. Văd că ați avut ajutoare. Da, pe... da. Și colegii tot mei. Nu puteți să plecați. Deocamdată nu, dar reușim. Reușim până la urmă. Probleme din cauza zăpezii au fost și pe drumul ce leagă județele Suceava și Bistrița. Uite. Traficul uiat aici, e blocat. În aprilie. Uite, în aprilie nici azi iarnă n-a fost așa. Spre Vama Siret, mai multe tiruri nu au putut înainta din cauza viscolului care a dus zăpada din câmp pe carosabil. S-a circulat greu și pe drumurile din județul Neamț. Utilajele de dezăpezire abia au mai făcut față. În Vaslui, din cauza vremii rele, o ambulanță care transporta un pacient a fost implicată într-un accident. Salvarea derapat și s-a izbit de gardul unei case. Nimeni nu a fost însărănit. Vremea rea face prăpăd în aproape toată țara. A nins atât de mult în munții Făgărași în ultimele două zile, încât stratul de zăpadă ajunge la aproape 3 metri în unele zone. Riscul de avalanșă, care va fi clasificat diseară de către ANM, va fi de gradul 4 la peste 1800 de metri și de gradul 2 sub această altitudine. Pe Transfăgărășan, în urmă cu două luni, o avalanșă uriașă a lovit cabana Capra. Zeci de oameni, printre care și copii, au rămas atunci captivi în pensiune. Am început evacuarea. Cam așa arată mașinile, una peste alta. Meteorologii au prelungit codul portocaliu de ninsori valabil în jumătatea de nord a țării până vineri dimineață. Un viciu legislativ le-a adus multor mame sume imense de la stat în conturi pentru care au plătit contribuții modice. Despre ce este vorba, vă spun imediat în jurnal.
Caz incredibil la Colegiul Național Ion Creangă din Capitală. O profesoară a fost atacată cu un cuțit de un elev chiar în timpul orei. Dascălul i-a anunțat pe copii că urmează să dea un test. Agresorul, un băiat de 16 ani, a fost găsit, dus la audieri și a fost reținut pentru următoarele 24 de ore. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Profesoara are 26 de ani și predă japoneza la Colegiul Național Ion Creangă, un liceu cunoscut din București. A mers să-i învețe pe adolescenții, dar a sfârșit prin a fi în pericol de moarte. A fost de ajuns să anunțe un test, că elevii s-au înfuriat. Mergem sau nu la amărâta aia? Aparent mergem. Să vedem cum se face toată roșie la față, face spume la gură. Sună o conversație de pe grupul elevilor. Discuția capătă o notă sinistră când un băiat intervine. Ar merita să o omor? Băi, cum adică, mă? Discuția a avut loc la 11 și 50 de minute. Nici o oră mai târziu, elevul mergea la clasa de japoneză, scotea un cuțit și își ataca profesoara. S-a enervat și i-a pus pistolul, cuțitul la gât, un cuțit de bucătărie. Profesoara s-a speriat și din ce am înțeles s-ar fi tras cumva de lângă cuțit și atunci s-a zgâriat sau tăiat-o cumva pe gât. Băiatul de 16 ani este de origine turcă și s-a transferat în acest an la liceul Ion Creangă. Colegii lui îl știau drept un copil retras și nu și-au închipuit că ar fi capabil de un asemenea gest. Am un prieten de la clasa aceea și mi-a spus că nu avea niște comportamente ciudate în ultimele zile. Știu că a vrut să le dea un test neanunțat, probabil că băiatul respectiv, copilul respectiv, nu prea se pregătise pentru test și de aceea a avut această reacție. M-am speriat că fiind și liceu de top până la urmă, acest liceu, nu sunt scandaluri de-astea de zi cu zi, nu vedem așa ceva. L-am mai văzut o dată de două ori pe hol, dar în rest stătea numai în clasă, nu-l vedeam pe afară cam niciodată. Profesoara a fost transportată la spital. Din fericire, este în afara oricărui pericol. Un reporter Prima TV a luat legătura cu ea, dar din cauza șocului, tânăra nu vrea să vorbească deocamdată. Inspectoratul școlar a deschis o anchetă în acest caz, care ridică din nou semne mari de întrebare cu privire la siguranța în școli. Este în curs o cercetare în vederea stabilirii cauzelor și a împrejurărilor în care acest incident s-a produs. Totodată copiii, colegii elevului implicat în acest incident au primit consiliere. Evenimentul a ajuns și pe masa ministrului educației, Ligia Deca. Incidentul regretabil de astăzi, în care o profesoară a fost rănită de un elev în sala de clasă, este un semnal de alarmă care se adaugă celorlalte situații care ne-au atras atenția asupra importanței pe care trebuie să o acordăm siguranței în mediul școlar. Condamn cu fermitate orice act de agresiune din școală, fie ea fizică sau verbală, îndreptat asupra membrilor comunității școlare. Avem nevoie ca școala să fie un loc în care atât copiii, cât și profesorii să se simtă în siguranță. Băiatul de 16 ani a fost dus la audieri și a fost reținut pentru 24 de ore. Doliu în lumea sportului, unul dintre cei mai iubiți și respectați antrenori de basket pentru juniori, a murit subit la Focșani chiar în momentul unui meci din campionatul național. S-a prăbușit brusc și a intrat în stop cardiorespirator. Cei de față au sunat imediat la 112, iar un echipaj a sosit în scurt timp, însă fără medic, iar antrenorul a murit. De vină nu este numai serviciul de ambulanță, dar și legislația ambiguă, care nu-i obligă pe organizator să asigure în sală un echipaj cu medic. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Bela! Dixon! Acesta este momentul în care antrenorul Dalibor Destanovici, în vârstă de 47 de ani, se prăbușește brusc chiar în timpul competiției. Arbitrii au oprit imediat meciul. Șocați, mai mulți oameni din sală au strigat după ajutor. I s-a făcut rău, a căzut brusc din picioare și se pare că deja de la sală lucrurile au luat o direcție nedorită. Coach Dixon, așa cum îi spuneam noi, a condus meciul, un meci pe care îl conduceam, un meci care nu a necesitat o prea mare, să spunem, descărcare nervoasă. Asistența medicală era la sală, asistența medicală a intervenit imediat cu manevră de resuscitare și a încercat să facă tot posibil pentru a acorda primul ajutor până la sosirea ambulanței. După câteva zeci de minute a ajuns și ambulanța. Echipajul nu avea însă și medic. Antrenorul nu a putut fi salvat. La solicitare s-a alocat resursa cu asistent medical pentru că singurul echipaj de urgență cu medic în serviciu
la ora respectivă era deja alocat la o altă solicitare. A ajuns la unitatea de primire urgență a Spitalului Județean Focșani în stop cardiorespirator. S-au început de urgență manevrele de resuscitare, din păcate fără succes. Dalibor Desanović era antrenorul echipei de basket sub 16 ani Phoenix Galați, un om extrem de apreciat în lumea sportului. Apropiații nu știau să aibă probleme medicale. Tocmai vorbisem cu el înainte să plece la meci și mai era optimist pentru meci. Tot ok, nimic nu... Se simțea bine? Se simțea bine, dar nu avea nicio problemă. Era ok. De când lucrăm împreună din septembrie, n-a avut niciodată nicio problemă. Tot a fost ok. A lovit pe toți foarte rău această situație, dar asta este. Am pierdut un om, am pierdut un prieten. Antrenori putem găsi. Începusem procedurile pentru cetățenie. Faptul că am colaborat atâția ani a fost, cred eu, simbioza perfectă. El era partea clubului, nu doar un antrenor al clubului. Deși în cadrul competițiilor sportive este obligatorie prezența unui cadru medical, legislația este însă ambiguă și nu obligă organizatorii să asigure în sală un echipaj cu medic. Conform regulamentului Federației Române de Basket, la categoria Under 16, la articolul 13.2 se specifică faptul că structura sportivă organizatoare trebuie să asigure servicii de asistență medicală cu cadru medical specializat. Asta implică și prezența unei ambulanțe? În mod direct nu, dar acum ține de fiecare structură sportivă ce organizează. Mi-aș fi dorit să știu că s-a făcut tot ce era omenește, tot ce trebuie, respectiv un prim ajutor corect. Ambulanța, din discuțiile cu cei prezenți, a venit la un sfert de oră. Poate, nu știu, nu vreau să incriminez pe nimeni. Antrenorul de origine sârbă era stabilit în România din 2016. El va fi înmormântat în Serbia. Ucraina pregătește o contraofensivă în teritoriile ocupate de armata rusă și îndeamnă populația să părăsească teritoriile bombardate. Îi sfătuie să se pregătească, este anunțul Kievului. Între timp, președintele Zelenski a mers într-o vizită în Polonia pentru a se întâlni cu omologul său, Duda, unul dintre aliații principali ai Ucrainei. Președintele Zelenski s-a întâlnit cu omologul său, Andrei Duda, la Varșovia. Cei doi au discutat probleme de securitate, dar și economice. Președintele Poloniei l-a premiat pe Zelenski cu ordinul Vulturul Alb, drept recunoașterea meritelor sale. Voi ne chinuiți Ucraina, voi stăiați cu noi pliș cu pliș, noi za це вдячні. Я вважаю, що це історичні відносини, історичний результат і історична міцність між нашими державами. În schimb, producătorii polonezi de cereale sunt nervoși pentru că importurile din Ucraina au afectat piața internă. În acest context, ministrul polonez al agriculturii a demisionat chiar în ziua vizitei lui Zelenski. Pe front, rușii își concentrează bombardamentele în regiunea Donetsk, în special în Bahmut și Avdivka. Ucrainenii au respins peste 60 de atacuri în ultimele ore, dar 6 civili și-au pierdut viața și alți 7 au fost răniți. Comandanții militari pregătesc însă o contraofensivă puternică, astfel că autoritățile îndeamnă pe civili să-și facă bagajele și să plece din zonele bombardate. În Bahmut, ambele tabere luptă cu încrâncenare pentru fiecare metru de pământ. Civilii sunt cei mai afectați și tot mai mulți dintre ei fug din calea războiului. În oraș au mai rămas mai puțin de 3.000 de oameni. My daughter asked me so many times, "Mom, let's leave. Mom, can we go?" And here I was, an old fool, worried about leaving our apartment. And now a rocket flew into the house. În Rusia, Vladimir Putin reunește Consiliul de Securitate pentru a analiza situația din regiunile anexate ilegal de la Ucraina. Între timp, președintele Franței se află într-o vizită de stat de 3 zile la Beijing. Atât Emmanuel Macron cât și Joe Biden vor să convingă China să-și folosească influența asupra Rusiei pentru a aduce pacea în Ucraina. E scandal în Parlament și în coaliție. Deputații au votat modificarea codurilor penale, dar nu în forma pe care și-o doreau inițial. Pragul pentru abuzul în serviciu a fost eliminat definitiv, pentru că nici nu era o obligație impusă de Curtea Constituțională, așa cum spune ministrul Justiției. Acum însă apar alte probleme ce țin de SRI. Adio prag de 9.000 de lei pentru abuz în serviciu. După un scandal monstru în Comisia Juridică, coaliția a decis ca proiectul de lege să nu mai prevadă niciun prag pentru această infracțiune și a fost trimis la vot în forma adoptată de guvern. Din punctul meu de vedere, raportul depus astăzi este la limita
săvârșirii infracțiunii de fals intelectual, pentru că nu acele amendamente au fost votate. Ceea ce s-a întâmplat la codul penal este de Kafka, de Caragiale. Niciun scriitor din nicio cultură nu ar fi putut anticipa o asemenea mizerie, o asemenea parodie, o asemenea caricatură de dezbatere parlamentară. Să vă crape obrazul de rușine că se scârpele de șterți praful pe băncile parlamentare. Această coaliție a votat anul trecut desființarea SIJ. Ați fost incapabili să o faceți. Legile justiției, 12 luni v-ați uitat la ele ca pisica în caledar, incapabili să le treceți. Și în fine, codurile penale. Deci noi suntem de vină că adoptăm într-un an de zile 7 legi pentru consolidarea agenței justiției și voi, care nu faceți nimic, trebuie să ne dați lecții. Păi cred că și lipsa de bun simț politic și de altă natură are o limită, pentru că tot vorbim de drept și de justiție. Este regretabil că ministrul Predoiu vine astăzi în Parlament după ce și-a bătut joc de tot procesul parlamentar, după ce a susținut pragul de 250.000 de euro, s-a speriat de furia al oamenilor și apoi s-a ascuns și l-am văzut prin spatele ușilor închise pe la PSD. Îl faceți pe Florin Iordache să pară un ministru al justiției cu coloană vertebrală prin comparație. Nu numai pragul a fost subiect de scandal, ci și articolul din lege prin care tehnica SRI poate fi folosită pentru procesele penale. Acest proiect de lege instaurează dictatura în România și practic foarte mulți oameni vor fi trimiși la închisoare nevinovați fiind, chiar și dumneavoastră din sală o să vă vină rândul și o să mergeți la închisoare pe aceste amendamente pe care le votați. Acum aflăm însă de la ministrul Justiției că pragul pentru abuz în serviciu nu era de fapt o obligație. În deciziile Curții Constituționale, problema e rămasă nelămurită până la capăt, adică obligația de a pune un prag nu este menționată în dispozitiv. De aici a plecat și toată controversa care datează de ani de zile. Decizia finală este aceea fără prag și este o opțiune a Parlamentului. Nu este decât un politician mincinos fără coloană vertebrală care își bate joc de o țară întreagă. Scandalul din Parlament s-a extins și în coaliție. UDMR acuză faptul că PSD și PNL au luat decizii fără să-i consulte. Mai mult au decis să se abțină la votul privind codul de procedură penală, care prevede implicarea SRI în procesele penale. Noi am spus că într-o democrație sănătoasă nu e bine să se readuc serviciile în acțiunea penală. De aceea ne-am abținut. Nu înțeleg această procedură. S-a ajuns la o anumită decizie în coaliție, după aceea brusc, eu nu știu ce s-a întâmplat. Mi-au spus că s-a modificat totul, s-a schimbat cu 360, s-a schimbat schimbarea. Ambele legi au trecut de votul final al deputaților, însă parlamentarii aur spun că le vor ataca la Curtea Constituțională. Au un termen de 48 de ore. Plafonarea tarifelor polițelor RCA a fost aprobată de guvern. Astfel, pentru 6 luni, șoferii vor plăti asigurarea auto la nivelul prețurilor practicate de societățile de asigurări la data de 28 februarie 2023. În plus, comisionul brokerilor de asigurări va fi și el plafonat la maximum 8%. Autoritatea pentru supraveghere financiară spune că, în medie, aceste prețuri sunt mai mici cu aproximativ 12% față de tarifele de referință publicate în luna martie. Cel mai important este că în următoarele 6 luni să nu avem creșteri de tarife pe piața RCA și, doi, să venim cu soluții în această perioadă pentru a adresa problemele identificate legislative pe care le avem în legislația actuală în piața RCA. Vom veni cu o propunere pentru modificarea legii 132, legii RCA, undeva până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare. Premierul Nicolae Ciuc a dus colaborarea cu inteligența artificială la următorul nivel. Pe lângă consilierul Ion, șeful executivului, are și o armată de boți care îi aduc laude la postările din online. Este o practică obișnuită, spun specialiștii. Totul este făcut pentru creșterea popularității. În cazul primului ministru, este vorba despre aproximativ 100 de profiluri false care îl felicită la orice pas. Bravo, domnule Ciucă, pentru promovarea unui cadru fiscal propice atragerii de investiții. Mulțumim că ne-ați reprezentat atât de bine într-o asemenea întâlnire. Bravo, vizita oficială a cancelarului german în România a fost un succes, iar dumneavoastră ați jucat un rol important în aceasta. Mulțumim pentru implicarea dumneavoastră și pentru susținerea acordată Republicii Moldova.
Sunt doar câteva dintre comentariile care îl ridică în slăv pe prim-ministrul Nicolae Ciucă pe Facebook. Dacă accesăm însă profilurile acestor persoane, observăm imediat mai multe aspecte care atrag atenția. Conturile au fost create în urmă cu câteva săptămâni, toate în aceeași perioadă. Au puțin prieteni, doar câteva poze și foarte puține detalii personale. Toate sunt indiciile unor conturi false sau boți, programe de calculator care simulează activitatea umană. M-am descoperit că este vorba de aproximativ 70 de pagini și în jur de 20-30 de profile personale care postează comentarii laudative la adresa premierului, nu doar pe pagina acestuia, ci și pe alte pagini unde apar știri despre guvern. Un material Miss Report devolează practica de care s-ar folosi premierul pentru a-și crește popularitatea. Nu știe nimeni însă cine stă în spatele acestor conturi. Tehnic este simplu să faci asta. Practic, este greu să descoperi aceste conturi dacă nu le iei practic la mână. Poți să le automatizezi sau poți să le folosești, nu știu, să le gestionezi de la un centru de comandă. Dar ele de cele mai multe ori sunt automatizate pentru că nu stă nimeni să-i spună contului X, publică aici, publică aici, publică aici. Nicolae Ciucă are 59.000 de urmăritori pe Facebook, iar același tip de comentarii apar și la postările sale de pe Instagram sau TikTok. Avem influencerii care își cumpără followers, urmăritori, practic, ca să dea bine în Excel-urile companiilor și odată cu numărul ăsta crescut să primească și beneficii și atenție mai mari. Apoi sunt cele de imagine. Când vine vorba despre politică, acești boți pot să schimbe discursul sau pot să distragă atenția de la o problemă reală care este dezbătută într-o comunitate. În urmă cu 2 ani, publicația Press One arăta cum Diana Șoșoacă are mai multe pagini de Facebook create din diferite țări. Toate postau materiale de susținere a senatoarei pe grupuri cu utilizatori români. De asemenea, în 2017, în perioada unor proteste antiguvernamentale din Polonia, un grup de politicieni ar fi creat un bot pe Twitter care lansa știri false legate de protestatari. Iar de când a început războiul din Ucraina, sunt mii de conturi care propagă fake news despre situația de pe front. Mitropolia Moldovei și Bucovinei face un pas în lumea digitală, iar enoriașii pot face acum pomelnice online. Cu o conexiune la internet, un gând, un click și cel puțin 10 lei cotizați, cel de pe lumea cealaltă poate fi pomenit la slujba de la biserică, fără ca cei dragi să facă vreun drum până la preot. Reprezentanții bisericii spun că primesc sute de apeluri și scrisori de la români din alte orașe și din străinătate care vor ca în slujbe să fie pomeniți și cei dragi. Așa că au găsit o soluție tehnologică. Oricine dorește intră pe internet, scrie pomelnice online și ajunge pe pagina unde poate completa un astfel de pomelnic. Plata se face tot online, iar suma minimă este de 10 lei. Credincioșii mai darnici au posibilitatea să dea chiar și 1000 de lei. Este o măsură excepțională aceea a pomelnicilor trimise prin internet. Noi nu încurajăm deloc această măsură. Știm foarte bine că bucuria participării la un moment, la un eveniment sau într-un loc anume este mult mai mare decât bucuria transmiterii unui mesaj prin internet. Însă, de-a lungul anilor au existat mai multe apeluri, oameni care ne sunau sau trimiteau prin poștă un pomelnic, astfel încât am considerat că astăzi această măsură poate fi utilă și practică. Pentru cei care se află la distanță, iată că Mitropolia din Iași a venit cu această variantă de pomelnice online. Este nevoie practic de un card pe care trebuie să-l aveți la îndemână, să completați anumite date și, bineînțeles, pomelnicul atât pentru vii cât și pentru adormiți va fi imediat transmis. Credincioșii spun că nimic nu se compară cu un pomelnic scris de mână și completat chiar în catedrală. Știți că acum există și varianta online? Nu știu. Nu știu că e pentru prima dată când ajung. Credeți că e mai ușor online? Manu-i ca aici. Aici e mai... Ești pe viu, trăiești. Nu știu dacă rugăciunea se poate face online. Trebuie să o citească părintele. Dacă are părintele posibilitatea să citească online, are posibilitatea. Ați vrea să încercați și varianta online sau doar rămâneți la cea clasică? Nu, cred că varianta asta rămâne cea mai bună. Eu nu sunt adepta tehnologiei, eu vin aici și nu. De ce n-ați vrea să faceți și online? Nu mi se pare partea electronică, digitală, conectat la propriu cu partea religioasă. În punctul meu de vedere. De câteva zile de când funcționează aplicația, au fost câteva sute de pomenice online.
25.000 de euro este suma primită de mii de românce după ce au născut. Oficial, nu aveau venituri, dar au încheiat cu Casa de Sănătate o asigurare opțională pentru maternitate. Astfel, după ce au plătit 6 luni 360 de lei, au primit apoi vreme de 4 luni 36.000 de lei lunar. Schema, de altfel legală, funcționa de ani buni, însă nu oricine știa de ea. 15 milioane de lei a fost nota de plată pentru CNAS doar anul trecut. Abia recent legea a fost schimbată. Legea din România prevede, din 2006, că femeile care nu au un salariu pot încheia la CNAS un contract de asigurări sociale pentru a obține o indemnizație de maternitate. Acum 13 ani, în 2010, baza de calcul s-a majorat. S-a ajuns astfel ca într-o singură lună femeile care încheiau această asigurare să primească echivalentul la 12 salarii minime. Și dacă în anii anteriori existau mai puține contracte, cu valori evident mai mici, în momentul în care valoarea salariului minim brutar a crescut, a devenit cumva cunoscută această metodă de a plăti timp de 4 luni, timp de 6 luni, niște sume derizorii și apoi de a încasa pe aceste 4 luni indemnizații de aproape 120.000 de lei. În 2020, peste 1.200 de mame au încheiat un astfel de contract bănos. Anul trecut, zvonul s-a răspândit, așa că au fost peste 3.000 de beneficiare. Cum salariul minim era de 2.550 de lei, indemnizația lunară a ajuns la 30.600 de lei. Ca să primească această sumă timp de 4 luni după naștere, mamele plăteau anterior doar 360 de lei lunar timp de 6 luni. Concret, 2.100 de lei pentru 25.000 de euro. Știu de anul trecut că chiar renunțau la jobul care avea un salariu mai mic și preferau să plătească acele asigurări astfel încât să aibă un venit mai mare. Erau persoane informate și cu acces la informații sau cu relații. Acest viciu legislativ a fost lăsat poate intenționat pentru că a servit unor oameni care erau aserviți partidelor politice, unor instituții publice. Cu ani în urmă, să știți, înainte de pandemie, au existat unele discuții, au fost inițiate unele discuții, dar toate au fost înghețate până la nivel de guvern. Nu există nicio logică, ca să nu mai vorbesc de faptul că indiferent ce am lucrat eu sau ce sunt eu ca femeie sau cum am contribuit, până la urmă ambele sau toate categoriile sunt mame. 15 milioane de lei a plătit CNAS doar în 2022 pentru aceste contracte. 150 de milioane practic puteau fi rezolvate aproape jumătate din cazurile de analize medicale care puteau fi făcute imediat. Și prin analizele făcute imediat puteau fi depistate din timp anumite boli care nu creau mortalitate sau care nu creau complicarea bolii. Noua conducere a CNAS a realizat că din cauza sumelor uriașe în curând ar putea să nu-și mai permită să asigure concediile medicale. Așa se face că după 11 ani legea a fost schimbată. De unde aveam această valoare maximă de 12 salarii la care se puteau asigura, acum ele se pot asigura până la valoarea maximă de 3 salarii minimă brute. Suma primită de femeile fără venituri sau cu venituri independente care încheie acum o astfel de asigurare este de 7.600 de lei pe lună. Atac îngrozitor la o grădiniță din Brazilia. 4 copii au fost uciși, iar alți 4 sunt la spital pentru îngrijiri medicale. Un bărbat în vârstă de 25 de ani i-a ucis cu un topor. Vă avertizez că urmează informații și detalii ce vă pot afecta emoțional. Tragedia a avut loc în statul Santa Catarina din sudul Braziliei, într-o grădiniță privată. S-a întâmplat în plină zi, în timp ce clădirea era plină de copii. Bărbatul de 25 de ani și-a luat la el un topor de mici dimensiuni, a sărit gardul instituției și a făcut măcel. 4 copii n-au mai avut nicio șansă, iar pe alți 4 a reușit doar să-i rănească. 8 de 4 crianças, sendo 3 meninos e uma menina, na faixa etária de 5 a 7 anos. E ainda 4 crianças que foram feridas, um estado grave. Poliția a reușit să-l prindă pe atacator și l-a arestat. Președintele Luis Inácio Lula da Silva a catalogat atacul drept o monstruozitate. O tragedie ca aceasta este inacceptabilă, un act absurd de ură și lașitate. Un act de violență împotriva copiilor nevinovați și lipsiți de apărare. Atacul de la grădiniță a avut loc la aproape o săptămână după ce un elev de doar 13 ani a înjunghiat un profesor până la moarte și a rănit alți 5 într-o școală din São Paulo.
O româncă aflată la muncă în Spania și-a găsit sfârșitul în mâinile fostului iubit. Violeta a plecat din țară la cules de căpciuni, în zona Huelva, din sudul peninsulei iberice. Acolo s-a îndrăgostit de un coleg emigrant din Mali, țară din centrul Africii. Lucrurile n-au mers cum ea și-ar fi imaginat, iar când a vrut să se despartă de bărbat, i-a văzut o cu totul și cu totul altă față. Acesta a început să devină violent, iar de frică Violeta a vrut să ceară ajutorul poliției. Se temea pentru viața ei, n-a mai apucat însă. Omul l-a ucis-o, iar în fața anchetatorilor a spus că a recurs la un asemenea gest din gelozie. Acum va petrece ani grei după gratii. Inculparea mea e o insultă la adresa națiunii americane, sunt afirmațiile tranșante ale lui Donald Trump la scurt timp după ce pe numele lui au fost formulate 34 de capete de acuzare. Dacă ar fi găsit vinovat pentru fiecare dintre acestea, ar urma să petreacă 130 de ani după gratii. La întoarcerea în Florida din New York, Trump a ținut un prim discurs după acuzare. A fost unul atipic, susțin specialiștii. Față de declarațiile maraton din trecut, cea de la Mar-a-Lago a durat doar 25 de minute. Rivalii democrați ar fi de vină pentru problemele sale juridice, a susținut fostul președinte american. We have to save our country. God bless you all. God bless you all. And I never thought anything like this could happen. In America, never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. Alarmist și fără argumente, Trump a susținut că lumea este mai aproape ca niciodată de al treilea război mondial și de o catastrofă nucleară. N-ar fi așa dacă el ar fi reales la Casa Albă, a mai susținut liderul republican. Până atunci, va trebui să răspundă celor 34 de acuzații ale procurorului Alvin Bragg. Toate faptele incriminate datează din 2017. Uphold our solemn responsibility to ensure that everyone stands equal before the law. No amount of money and no amount of power changes that enduring American principle. 34 false statements made to cover up other crimes. These are felony crimes in New York State, no matter who you are. Deocamdată, reacția societății americane nu este atât de vehementă pe cât se așteptau suporterii lui Trump. He's innocent. Not only he's innocent, he sacrificed his billionaire lifestyle to save this country. Well, a lot of people are pretty tired of Trump, and a lot of people feel like this circus needs to end at some point, and they want to tune out, which I can totally understand. I think that there's just very few days in American life where we do actually get to go and see whether the justice system is working and whether people are actually not above the law. Adunate, pedepsele pentru faptele de care e acuzat Donald Trump i-ar putea aduce o pedepsă maximă de 130 de ani de închisoare. Următoarea audiere în cazul Trump versus statul New York va avea loc pe 4 decembrie. Casa regală a Marii Britanii se pregătește pentru prima încoronare în peste 70 de ani. Palatul Buckingham a prezentat invitațiile la încoronarea regelui Charles, care va avea loc la începutul lunii viitoare. Detaliul care a surprins pe toată lumea este că soția sa, Camilla, este desemnată în document drept regină, astfel că va fi și ea încoronată. Invitațiile sunt inscripționate cu motivul străvechi al omului verde, aluzie la istoricului Charles al III-lea, un susținător înfocat al mediului. Omul verde este o figură veche din folclorul britanic, simbol al primăverii și al renașterii, folosită pentru a celebra noua domnie. Designul va fi imprimat pe un carton reciclat cu detalii din foiță de aur. Pe invitațiile ornamentate în stil medieval cu florile emblematice ale Regatului Unit, Camilla, care până acum a fost descrisă drept regina consoartă, primește noul titlu de regină. Asta în ciuda dorinței Elisabetei a doua, care voia ca soția lui Charles să rămână pentru totdeauna regina consoartă. Prințul George, fiul lui William și al lui Kate Middleton, va avea și el un rol important în cadrul ceremoniei. El va fi unul dintre cei patru pași de onoare ai regelui. Regina va fi și ea însoțită de nepoții săi. La eveniment vor participa nume celebre, prinți, prințese, demnitari și șef de stat din întreaga lume. Marele absent este însă Joe Biden. Casa Albă a confirmat că doar prima doamnă, Jill Biden, va fi prezentă la încoronare. Pe 6 mai, la Abația Westminster, sunt așteptați peste 2000 de oaspeți. Și cele mai importante știri ale zilei sunt comentate acum de jurnalistul și realizatorul emisiunii Insider Politic, colegul meu, Sebastian Sacman. Bună seara, Sebastian, bine ai revenit! Începem în forță. Uite, pragul nu e pragul și nu vorbesc de pragul de la casă, ci de pragul pentru care
E scandal mare în Parlament. S-au lovit politicienii cu capul de acest prag. Și de cel de jos și de cel de sus. Însă, ca dar să se fac... pare că nu e cu lovitură gravă pentru ei. Nu e, s-a mai amânat procesul, examenul medical. Însă, ca să fac un rezumat, să înțeleagă toată lumea, de fapt să nu înțeleagă toată lumea nimic, cam asta s-a întâmplat în aceste zile la Parlament. Ministrul Justiției Cătălin Predoiu, deci responsabilul pe proiect, a intrat la ședința coaliției de la Vila Lac cu un prag de 0 lei. A ieșit de acolo, de la Vila Lac, cu un prag de 250.000 de lei, 50.000 de euro. A doua zi s-a dus la premierul Nicolae Ciucă cu pragul acesta de 250.000 de lei și a ieșit cu un prag de 9.000 de lei, pentru că PNL se spiriase între timp de reacția societății civile. Cu pragul de 9.000 de lei s-a dus în Parlament, la ședința PNL, să încerce să-i convingă pe deputați, și a ieșit de acolo cu un prag de 6.000 de lei. Liberalii n-au vrut să fie atât de sus, n-au vrut să fie pragul atât de sus. E bine, de la ședința PNL, tot la Parlament, deci a plecat cu 6.000 de lei, a intrat la sala de ședință a PSD. De acolo a ieșit cu pragul de 9.000 de lei. S-a plimbat cam mult. Socialdemocrații au spus, noi nu putem să fim de acord cu liberalii, vrem pragul nostru, 9.000 de lei, pragul inițial. Ei bine, cu acest prag de 9.000 de lei s-a dus domnul ministru la votul final din Parlament și cu ce crezi că a ieșit de acolo? Cu un prag de 0 lei. Adică ne-am întors de unde am plecat. Aceasta este, pe scurt, povestea pragului pentru abuz în serviciu. Bun, de ce această plimbare a acestui prag? Pentru că nimeni joc? Nu vrea să-și asume. Politicienii noștri sunt lași. N-au curaj nici măcar cât Liviu Dragnea. Sigur, nu e cel mai la îndemână exemplu și poate că nu e cel mai fericit, dar Liviu Dragnea asta a încercat să facă. Să stabilească un prag pentru abuzul în serviciu ca să scape de pușcărie. E bine, n-a reușit să stabilească acel prag. Sigur, el a dat o ordonanță 13 cu mâna domnului Grindea. Domnul Grindeanu a dat ulterior ordonanța 14, Liviu Dragnea a ajuns la pușcărie. Din nou s-a plimbat acel problema pragului a rămas în aer din 2017, de la ordonanța 13 până astăzi. Deci au trecut 6 ani de atunci. La anul o să-i facem pomana de 7 ani și o să discutăm din nou despre cuantumul acestui prag pentru abuz în serviciu. În acest moment, discuția e suspendată, legea a trecut așa de Parlament, însă foarte probabil va fi contestată la Curtea Constituțională. Asta voiam să se întreb. Marii noștri patrioți de la AUR, că i-am văzut acum, ei s-au poziționat de partea furtului, deși sunt împotriva clasei tradiționale, a partidelor care au condus România până acum și cu toate astea fac treaba murdară a celor care în străfundul minților și pe sub masă susțin de fapt acest prag pentru hoție. Deci decizia e din nou la Curtea Constituțională. Vedem un ping-pong permanent între Parlament și Curtea Constituțională. Curtea Constituțională spune e nevoie de prag, Parlamentul spune da, am înțeles, și când să pună acel prag, un cuantum financiar, spune te-e frică totuși de popor că s-ar putea răscula împotriva noastră. Ce se poate noastră. Întâmpla la CCR? La CCR se poate întâmpla orice. În mod normal, într-o țară cât de cât normală, deci nu într-o țară chiar cu standarde foarte înalte, deciziile CCR se respectă, deciziile CCR anterioare. Asta se numește jurisprudență în termeni juridici. Însă la CCR-ul nostru totul e posibil. Astăzi vedem că o lege constituțională, mâine aceeași lege primește verdict de neconstituționalitate, astăzi vedem că o culoare e roșie, mâine e verde și așa mai departe. Deci e absolut orice posibil la CCR. Prin urmare, judecătorii curții, în funcție și de presiunea publică și de cârdășiile politice, vor decide. Rămâne așa hoția fără prag în România? Asta vreau să te întreb. În acest moment se poate fura fără prag în România? E o întrebare complicată pentru primari. În acest moment nu există într-adevăr un prag pentru abuzul în serviciu, însă dacă această lege va fi promulgată în această formă, dacă, să spunem, ea nu va fi contestată la Curtea Constituțională, va ajunge pe masa președintelui care o va promulga, o va semna și o va promulga și legea va intra în vigoare, atunci o să ne trezim că mulți primari o să conteste legea, o să avem și procese. O să fie un joc. O să fie un joc murdar. Total, până murdar și total până când un partid politic sau o majoritate parlamentară își va asuma deschis cu nebogocieri, cu dezbateri. Ce facem totuși cu această situație a pragului pentru abuz? Hai să vorbim ce facem cu polițele RCA. Guvernul a plafonat prețurile la RCA. E soluția corectă? E tot ca un abuz în serviciu, ca un prag, așa. E a treia încercare de a plafona. Să fie cu noroc. Să fie cu noroc, dar nu cred că va fi cu noroc nici de această dată, pentru că e o soluție tranzitorie. În cel mai bun caz e o soluție tranzitorie. Însă vedem reacția statului. Statul vine, are un mic incendiu, cum să-l stingem, cum să-l stingem, dar apoi nu se mai gândește ce facem pe viitor.
a ars o piață a asigurărilor. Avem în ultimii ani 4 mari falimente. Ce a făcut statul în această perioadă? Absolut nimic. A privit. A privit și s-a rugat să nu, Doamne ferește, se mai întâmple încă un faliment în loc să ia măsuri. Cam asta face și acum. A mai dat faliment o companie, a plecat din țară, românii au rămas păgubiți de sute de milioane de euro. Ce urmează? Statul plafonează prețurile. Asta poate să facă oricine. Să plafonăm prețurile la căldură, la mâncare, la energie, la RCA-uri și așa mai departe. Dar după această plafonare... De 6 luni? De 6 luni ce va urma? Va urma un jihad al prețurilor, pentru că din nou piața liberă își va spune cuvântul și acolo și va cine să mai puternic reziste. Cele 6 luni în care și acolo firmele funcționează pe profit. Ori am văzut că în ultimii ani, imediat după ce o firmă a dat faliment, a venit următoarea, a înhățat toată piața, a pus monopol aproape și la scurt timp a dat faliment. Sigur, după ce și-au umplut conturile cu banii românilor. Asta se va întâmpla și acum, dacă statul nu va interveni cu o soluție pe termen lung. De asta plătim specialiști la ASF, în Parlament, la Consiliul Concurenței, să vină cu soluții. Nu cu bocete la televizor. Pentru că ce spun domnii de la ASF sau domnii de la guvern, pot să spun și eu, seara aici, la tine, pe stradă, oriunde. Egal cu zero. Nu influențez cu nimic viața șoferilor. Păi asta e soluția deocamdată tranzitorie, făcută oricum la un preț mare. Se plafonează la prețurile din februarie anul acesta, când prețurile oricum erau mari la polițele de asigurări. Deci așteaptă să treacă vara, să treacă concediile. De fapt, asta este o soluție pentru concedii, pentru perioada de vară. Să liniștească oamenii, să meargă frumos la Mangalia și în Bulgaria, la plajă și apoi să asta vină. Asta dacă ține și vremea cu noi, că vezi ce se întâmplă. Bun, ce facem sâmbătă? La tine, insider politic, ce vedem? Sâmbătă am un invitat care se potrivește perfect în context. Oameni, accidente grave, soldate cu morți la CFR. Șpagă de 22 de milioane de euro la otopeni. Pragul pentru legalizarea hoției în România în Parlament și Liviu Dragnea, care s-a apucat să gătească. Toate aceste 4 probleme pe care le-am spus acum au legătură cu un om. Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor și vicepremier în Guvernul României. Se anunță ca de fiecare dată o ediție de zile mari. Mulțumesc frumos, Sebastian Zacman. Mergem acum mai departe și vorbim despre vreme cu toate informațiile. Vine colega mea, Roxana Gheorghean. Bună seara, Roxana, te ascultăm. Bună seara, Ioana, bun găsit tuturor! Pe continent va predomina atmosfera închisă. În vestul, nord-vestul și sud-estul extrem ale Europei sunt anunțate ploi, iar în nord vor fi precipitații mixte. În restul continentului cerul va fi variabil și doar izolat vor fi posibile precipitații slabe. Vântul va avea intensificări în regiunile nord-vestice și local în cele estice, central, estice și de sud. La noi în țară, în această noapte, va fi foarte frig pentru această perioadă. Minimele vor fi cuprinse între minus 3 și 4 grade. În Moldova, estul Transilvaniei, în zona Carpaților Oriental și local în restul zonei montane, va continua să ningă, iar în județele Botoșani, Iași și Vaslui, precum și în zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău, cantitățile de precipitații vor depăși 25-35 de litri pe metru pătrat și se va depune strat consistent de zăpadă. Vântul va avea intensificări, se vor atinge viteze de 55-75 de km pe oră, așadar va fi viscol și vizibilitatea va fi foarte scăzută. În Moldova este posibil să se formeze polei, în celelalte regiuni cerul va fi temporar noros și va ploua slab, dar doar pe arii restrânse. Vântul va avea unele intensificări și în sud-estul țării, în extremitatea de sud, precum și la munte. Mâine se va menține vremea rece în toată țara, termometrele vor indica maxime cuprinse între minus 1 grad și 12 grade. Va mai ninge și se va depune strat nou de zăpadă în zona de munte, în Maramureș, în Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei. În Crișana și local în Banat vor fi precipitații mixte, iar în regiunile sudice și cele sud-estice, doar pe arii restrânse vor fi posibile ploi slabe. Vântul va prezenta intensificări în nordul Moldovei și în zona montană înaltă, unde zăpada va fi viscolită, dar
dar vântul își va face simțită prezența și în sudul Olteniei. În capitală se menține vremea rece, cerul va avea înorări și trecător va mai ploua slab. Temperatura maximă se va situa mâine în jurul valorii de 12 grade. Vineri, termometrele vor indica o maximă de 11 grade. Pe cer vor mai fi câțiva nori, însă doar după amiază sunt șanse să plouă. Sâmbătă se mai încălzește puțin, dar temperatura rămâne în continuare mai scăzută decât ar fi normal pentru această dată. Maxima va fi, iată, de 14 grade. La munte, vremea rămâne închisă și deosebit de rece, va ninge și se va depune strat nou de zăpadă. Pe creste, vântul va avea intensificare, astfel că zăpada va fi viscolită. În stațiuni, temperaturile vor fi în mare parte negative. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o noapte liniștită. Numai bine! Ioana? Roxana, mulțumim pentru aceste informații. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine seara tot aici la Focus de la ora 23. O noapte liniștită. Aveți grijă de voi!